Este, mă rog, valorificarea este capitala Unirii, trebuie să recunoaștem, 1 decembrie rămâne în sufletul românilor legat și de Alba Iulia, este obligatoriu legat de Alba Iulia. Orașul meu este un oraș multimilenar, avem o istorie extraordinar de bogată, nu poți să intri în grădină, să sap ceva, să nu găsești acolo vestigii romane, lucruri care să nu mustească de istorie. Cu siguranță istoria și trecutul istoric al orașului poate să fie o sursă de bunăstare pentru oraș. Și mă gândesc în primul rând la turism. Lumea vine să vadă, lumea vine să vadă istorie, să simtă istorie, să se bucure de trecutul țărilor și din acest punct de vedere poate Alba Iulia este mai adânc înfiptă în România și în dorințele românilor de a-și cunoaște trecutul decât foarte multe localități. Și cu toate acestea, cu toate acestea aveți cu 10.000 de oameni mai puțin? Cu toate acestea avem cu 10.000 de oameni mai puțin, avem mai puțin cu 1.000 de firme care au fost închise în ultimii 2 ani. De ce? Pentru că o grabă, eu undeva o știu și de ce s-a întâmplat această grabă, de a face lucrurile neetapizat și neconforme cu niște cerințe firești, a dus ca Alba Iulia să-și dezvolte cetate, să dezvolte o chestiune care a consumat multă energie, mulți bani, dar în schimb să nu se poată închega un brand. Alba Iulia la această oră nu este, din păcate, un brand turistic. Când spui brand, spui Delta Dunării, când spui brand, spui Bucegii, mănăstirile din nordul Moldovei, litoralul, sunt branduri. În Alba Iulia, din păcate, un turist care vine într-o zi, vede și pleacă. Ce aveți de gând să faceți pentru asta? În primul rând trebuie să înțelegem multe puncte de mare brandul se poate face doar întinzând mâinile între Alba Iulia și zona munților Sebeșului, între Alba Iulia și zona munților Apuseni, între Alba Iulia și țara vinului, zona Jidvei. De ce să nu întindem mâna spre Sibiu? De ce să nu întindem mâna spre Hunedoara? Sunt niște parteneriate de care avem nevoie să facem un brand turistic regional. Dar ca să ai un brand turistic regional, asta ne spun specialiștii, cel puțin cei germani, mie mi-au spus-o acum 12, chiar 13 ani. Aveți nevoie de infrastructură. Nu pot să fac excursie la voi în România și să fac de la Sebeș la Alba Iulia cale de 12 km 50 de minute. Pentru că n-am venit să văd autocarul. Am venit să văd Alba Iulia, am venit să văd Sebeșul, am venit să văd altceva. Fără infrastructură bine gândită, nu se va întâmpla nimic. Fără oameni pregătiți să facă turism. Turismul nu se face peste noapte. Și aici am putea discuta de fapt, de ce școlarizăm? De ce facem cu școala de Alba Iulia? Pregătim oameni capabili să susțină turismul din regiune? Eu vă spun, la această oră nu. Este vina cui? A turismului, ca o entitate pe care nu putem defini prea bine. Este vina unui primar. Vă gândiți să aveți un învățământ aplicat cu siguranță, privind turismul în Alba Iulia? Cu siguranță, da. Asta am văzut în toată Europa. Noi am abandonat de mult ideea școlilor profesionale, școlilor de meserii. Vă spun că în Italia se fac școli de meserii în zone care au cetăți, tip Voban, cum avem și noi la Alba, în care oamenii învață să bată fierul pe nicovală. Pentru că au de refăcut încuietori, balamale de porți, grilaje, garduri, grătare și tot ce dorești din fier masiv. Nu ți le mai face nimeni. Și asta că vorbim doar de trecut, de istorie. Dar eu mai pun o întrebare. Acum când autostrăzile le simțim că încep să se creioneze, le vedem, se lucrează cu camionul pe ele, se lucrează cu vola, cu escavatoare, nu avem specialiști. Firmele caută un specialist pe volă. Cine produce acest specialist pe volă? Care este un șofer cu niște abilități în plus? Nu știa nimeni că în România se vor face autostrăzi? Eu vă spun că știa, dar nu-i păsa. Ăsta este rezultatul. În loc să avem oameni care pot să mănânce o pâine corect, bine, noi am creat altceva. Foarte mulți informaticieni, pseudo-informaticieni, operatori de calculator, să opereze unde? Probabil la ei acasă. Dar nu să lucreze nici în mediul privat, nici la stat. Am creat ceva ce nu putem folosi. Am înțeles, ne întoarcem la această idee. Bun, nu trebuie să se înceva.